Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi suntem din nou pe blogul nostru Papi de la Straia. Avem o rețetă de pregătit împreună cu Marița. Vă rugăm să ne urmăriți până la capăt ca să vedeți o rețetă splendidă. N-aveți ce să pierdeți. Aici am pus un picior asumat. Ia să vedem ce ai tu acolo. Ia să te văd cu ce te lauzi. Ăla-i. Ia, ce e ăsta? Ia de zis să văd și eu, ia arată. Piciorul. Îl arată și tu la cameră. Stai așa. Norăți. L-ai tăiat, l-ai făcut bugăți? Păi da. Ia să văd și eu acolo ce ai. Ce cam? Ia, pune bugățile alea, toate, sunt mai multe. Un picior, nu-i cu ia uitați, o bucată de carne, dar nu a râs Marița deloc. A luat și un pui din ăsta. Păi nu mă grăbesc, vreau să arăți aici, în vlog, ce vrei să faci, bucățile. Po spală, pune și tu pe tocător, iar ne certăm. Dar nu prezinți la vlog. Ia lasă-le Marița așa. Da, ai pus și copita, tot, ciodolanul, tot. Asta aici e cărniță. Dragi prieteni, astăzi Marița ne gătește o mâncare, nu mai aș știe cum, dar nu prea vreo explică, are treabă. Am spălat ceapa și morcovul. Că știu că mi-a zis prietenii când am filmat atunci că nu le-am spălat, erau spălate. Acum le-am spălat. Deci, prieteni, mâncarea asta o pregătesc cu varză. Mâncare țigănească, dragi prieteni. Cum facem noi. Șolan afumat și băgăm găina aia de curat. Facem o ciorbă. Deci facem ciorbă, dragi prieteni, cu varză, cu ciolan afumat. Da. Și puiul ăsta care îl avem aici. Da. Deci a pus morcov, ceapă, ardei gras. Dragi prieteni, vă rog să ne vizionalizați acest vlog până la capăt ca să vedeți în întreaga rețetă fiecare detaliu care este în rețetă. Ia uitați cum vă prezentăm. Legumele. Legumele trebuie tăiate mărunt. Ardei gras capii aceia acolo de toate galben. Ardei gras. Avem tot felul. Noi avem de astă toamnă de la ladă. Și tot mai am ladă. Chiar am tras lada din priză să curăț, că am o grămadă de oase pe acolo, carne, legume. Ai multe legume, ai pus asta toamnă. Da, vinete, noi nu făcurăm nimic din vinete, vinetele eu sunt întregi în lada. Păi și de ce nu scoți o pungă de vinete să-mi fac o salată din ele? Oi, acum, după ce termin cu mâncarea, să mă duc să fac curățenie în lada. Ar trebui să scoți o pungă de vinete să-mi fac o salată din aia cu maioneză sau cu... sau nu știu, cu roșii, cu castraveți. Se face da. Tot felul de salate. Ardei copte de roșu, un trei cu fasole, ce nu am acolo? Fasole verde de ce n-ai scos-o? Da. O scoatem acum la post că merge. Ia fasole să ne scoți tu fasolea aia verde, să ne facem o mângărică de post. Da, deci a pus toate legumele care se pun pentru ciorbă. Acum merg. Și scoatem varză din putină. Varză. Mai e varză bună? Am varză numai foi. Bine, hai că te aștept. Mamă, ce varză avem noi acum. Dar vezi că moare aia mai trăgănește, vrea mai de jos. Dă-i, dă-i, dă-i. Hai să bem o cană.
Bea zeamă de varză, Marița. Are vitamine. Are vitamine. Serios, nu te râde. Da, are vitamine. Deci spune-ți, dragi prieteni, dacă varza are vitamine. Să papii spun. Să râde de mine. Ia. Mamă, ce bună e. Face bine la stomac, la inimă, la tot. Da, curăță toate carburatoarele. Toate organele. Toate organele. Deci ferbe, dragi prieteni, mâncarea noastră, durează cam o oră și ceva, o oră jumate, că este acel ciolan care trebuie fierb bine. Băgăm o țiră varză din asta. Mamă, ce varză galbenă, moare, mamă, lămâie. Văzuși? Ia stai, Marița, vei. Galben ca lămâia. Galben ca lămâia. Deci, asta e, cam așa se procedează cu mâncarea, să punem varza. O să revenim mai târziu exact când este gata. Vă mai reținem cu multe detalii. Și vă rugăm să vizualizați vlogul până la capăt ca să aveți de unde să învățați să gătiți o mâncare corect și corespunzător. Chiar vă rog frumos, dragi prieteni, să ne dați câte un like și să ne vedeți până la capăt. Vă rugăm să vizualizați vlogurile până la capăt ca să înțelegeți întreaga rețetă. În fiecare detaliu. Așa, dragi prieteni, revenim cu etapa următoare. E gata mâncarea, doamna Marița? E gata. A ieșit? Ia uitați, a ieșit mâncarea noastră cu ciolan din ăsta fumat picior, cel de-al nostru. Varză din asta, nu știu cum să-i zic, varză, ciorbă cu varză. Arată bine. Arată bine. Arată foarte bine mâncarea noastră. Nu mai pot, mi-o foame să ne duci tocătorul ăla să tai din ciolanul ăla. Nu mă scuzați, dragi prieteni, sper să nu răcesc, că mă cam doare în gât. Hai să ne aduci să tai ciolanul ăla în mare, să vedem cum este la mijloc. Așteptăm să mai răcească. Doar ce am oprit, iată-i. Mamă, ce bine arată. Ceva n-a fumat. Așa s-a fumat la noi. Thank you.
Este bun. Poți să mergi un par de vin sau o bere. Mai degrabă o bere. Hai, să închim și vlogul și gata. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Papi de la Strehaia. În continuare, vă pupăm cu drag, vă așteptăm pe canalul nostru cu mai multe vizualizări și mai multe like-uri. Pe curând, pa, pa, vă pupăm.